Bună ziua! Astăzi vom discuta despre o reacție a unui element ce face parte din grupa elementelor alcalino-pământoase, respectiv reacția magneziului. Știm că elementele din grupele alcaline și alcalino-pământoase, deci grupa 1 și grupa 2 principale, conțin elemente foarte reactive, iar această reactivitate e concretizată prin reacții cu apă, oxigen și multe alte elemente. Hai să vedem, deci, modul în care magneziul reacționează cu apa. Este o reacție care, dacă ar fi să o comparăm cu reactivitatea metalelor alcaline, ea este o reacție mai lentă și mai puțin energică, dar în apă caldă este o reacție completă. Schema de reacție este cea pe care o știți deja, respectiv se formează hidroxidul metalului respectiv și se degajă hidrogenul. Rămâne să ne uităm puțin la ce se întâmplă în această reacție, respectiv magneziul care, pornind de la o stare de oxidare zero fiind în stare nativă, se oxidează și ajunge la stare de oxidare plus 2, da? Iar hidrogenul din apă, de la starea de oxidare plus 1, ajunge la hidrogen 0, pentru că un element în stare nativă are starea de oxidare 0. Deci este, în esență, un proces redox. Da? Să ne uităm puțin la ecuație. Este scrisă corect, după ce indicăm și faptul că hidrogenul se degajă, dar nu este și egalat. Da? Motiv pentru care încercăm să facem bilanțul atomic, este unul foarte simplu. Avem 2 plus 2, 4 hidrogeni în produs, iar apa conține doar 2, motiv pentru care o luăm de 2 ori. 2 ori 2, 4 acum și este egal cu numărul de atomi de hidrogen din partea dreaptă. Ne uităm și la oxigen, 2 atomi de oxigen în dreapta, 2 atomi de oxigen în stânga. Deci, ecuația arată în regulă. Ni se spune că se introduce o piesă de magneziu, iar că în urma reacției se formează 2,42 litri de gaz măsurați în condiții normale. Există mai multe modalități de a rezolva această problemă, dar pentru că suntem aici ca să învățăm, o să încerc acum o variantă simplificată de rezolvare, anume aceea în care, în cazul hidrogenului, pentru că este un gaz, aleg să lucrez exact în volume pe ecuație și rămânând ca magneziul, întrucât ni se cere cantitatea lui în grame, să rămână în masă. Da? Odată ce facem treaba asta, mai rămâne să facem doar produsul mezilor egal produsul extremilor și a rezultat exact ce mi se cere în problemă. Deci, avem un mol de hidrogen rezultat și știm că în condiții normale un mol de gaz măsoară 22,4 litri. Da? Noi în problemă avem 2,42. Iar magneziul, știm A-ul magneziului, deci masa lui, 24 grame pe mol. Deci punem aici 24 și sus X, da? Odată ce am identificat parametrul pe care trebuie să-l calculăm, X-ul, îl scoatem ușor din ecuație, adică 24 ori 2,42 supra 22,4. Și, odată ce faceți acest calcul, obțineți 2,59 grame magneziu. Deci, 2,59 grame de magneziu au fost necesare pentru a obține 2,42 litri de hidrogen măsurați în condiții normale. O cale alternativă ar fi fost aceea de a calcula numărul de mol de hidrogen și apoi să lucrăm direct în moli pe ecuație, apoi să fi transformat molii de magneziu în masă, dar precum vedeți, sunt niște pași adiționali pe care, lucrând în acest mod, putem să evităm. Vă mulțumesc pentru atenție!